Masa de Crăciun la noi, în familia Buble. La o parte din familia Buble. Da. Acolo e șeful. Ce colinția aia? Cât e tii? Ua! Și chestia e vizată la Elisei. Două stadii, jur în cea da. Și aici, șefa bucătar. Să ne rugăm. Tată Cerestă, înaintea ta și suntem atât de recunoscători pentru toată purtarea ta de grijă. Mulțumim. Acum te rugăm să binecuvânteze aceste bunuri, le sfințește, le curățește și pe noi și mâncând din ele. Să primim putere, să facem sfântă voia ta și să muncim. În numele Domnului... Supa familiei Buble. Mami, ce supă ai făcut. Renumita supă faimoasă. Aleluia! Vai, această supă se va transforma în familia Buble. Se transformă această supă. Uite și Daddy. Cea mai bună supă. Și ultimul fel de mâncare, sarmalele noastre. Cu ce, mami? Cu ce carneți? Asta, cu carne de cocan. Eu le-am făcut, dragă. Hai, nu mă filma, că nu-i de filmat. Bine, dragă, ok. Aici stă Lidi. Dar nu... și Lori. Hello. Dansa. Așa, hai, începe și vă puneți-vă. Mai nu mai pot. Ultimul fel, dar nu cel din urmă. Smântână. Da, chiar. Lăuda să din fie Domnul. Amin. E de nou amin, grăsimea. Amin. Pământului. Asta înseamnă binecuvântările Domnului, o masă bogată. Domnul Iisus trăiește, este la dreapta Tatălui. Și noi ne bucurăm în familie, că El este Domnul și Stăpânul nostru. Aleluia! Amin, amin! Și nu în ultimul rând, rulada cu banane, dar făcută de însuși șefa Rahela Buble. Așa și budar muzical, wow! Wow, Isaac! Wow! Da. Uite cântă tu, uite. Hai să vedem. Și cu asta i-am servit aseară pe colindători. Toate făcute de mâna lui mami. Adică și eu n-am contribuit acum. Și tu. Și la sarmale și Lidia au contribuit. Și fructe. Fructe. Și alune. Fiindcă suntem creștini și astăzi avem o minunată sărbătoare de la Dumnezeu cel adevărat care ne este Tată, îi suntem atât de recunoscători și noi obișnuim să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care ne iubește atât de mult, spune Sfânta Scriptură, cartea care o am în mână, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Dumnezeu vrea să avem viață veșnică. Și pentru aceasta, ca să rezolve problema noastră a omenirii. Problema noastră este păcatul, dragii mei. Dar Dumnezeu, în bunătatea sa, a găsit cu cale să ne mântuiască de păcatele noastre. Și pentru aceasta L-a trimis pe preiubitul său fiu. În lumea noastră s-a întrupat prin Maria Fecioară, care a fost o fată ascultătoare, o fată credincioasă și când Îngerul lui Dumnezeu i-a dus vestea cea bună, ea a crezut și a spus, facă-mi-se după cuvintele tale. Aș dori și noi, nu numai sărbătoare să o avem, e adevărat, o închinăm lui Dumnezeu, dar și noi să avem în inimile noastre pe sărbătorit și acesta este Domnul Iisus Hristos. Ca atare, aș dori ca fiecare creștin să-L cheme pe Domnul Hristos în viața lui ca să domnească și viața noastră să fie o viață de ascultare. Dumnezeu ne iartă păcatele, ne sfințește, fiindcă spune că nimeni altul nu este mântuire sub ceruri decât prin Domnul Iisus Hristos. El a venit, s-a întrupat, a trăit printre noi, iubindu-ne pe toți, pe toți ne-a iubit și ne-a mărturisit pe Tată și mântuirea trimisă în dar. Prin Domnul Hristos ni s-a rezolvat problema păcatului că a fost iertat, adică a plătit Domnul Iisus Hristos cu viața sa pentru viețile noastre. Tot la fel, dragii mei, Dumnezeu ne vrea în împărăția sa,
Dar El a venit să ne mântuiască de păcate, însă și să ne naștem din nou, adică să avem în continuare un caracter nobil, un caracter dumnezeiesc și acesta să se vadă prin comportarea noastră zilnică, prin faptul cum ne relaționăm atât la Dumnezeu, cât la familie, cât la cei care ne înconjoară. De aceea doresc tuturor românilor, tuturor creștinilor de pretutindeni, Dumnezeu să ne aplece inima spre El și El să domnească în inimile noastre, fiindcă El este Domnul păcii, este Domnul vieții și spune Scriptura așa. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața, dar cine nu are pe Fiul Dumnezeu, nu are viața. Și apoi continuă apostolul și spune, v-am scris acestea lucruri ca să știți. Dragii mei, veșnic rămâne acest cuvânt al lui Dumnezeu și tot veșnic rămâne Biserica Domnului Hristos, pentru care a mărturisit și a spus, porțile locuinței morților nu vor birui. Avem nădejde aceasta și bucuria că Dumnezeu ne-a pregătit o patrie cerească și dacă așteptăm ceva în continuare, așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să vină a doua oară, dar acum vine, dragii mei, ca să ne ducă la El pentru totdeauna. Și doresc, mă rog și cer Tatălui Ceresc să ne dea inima atât de bună, ascultătoară și credincioasă încât când va suna trâmbița lui Dumnezeu, toți să avem parte de răpirea Lui și toți românii, toată țara românească să fie mântuită. A lui Dumnezeu fie slava, cinstea și mărirea, acum și în veci. Amin. Vă iubesc, Dumnezeu să vă binecuvinte. Ne-a chemat fratele nostru Elisei la el și acum vine și Lori și cu mami. O să mergem la el și o să cântăm niște colinde la el împreună și o să vă arăt pe video. Lori, ce faci? Încerc să nu stric părul prea tare. Da, afară plouă. De Crăciun plouă. Până acum am avut... Mami, ce faci? Bine, mă. Ești bine? Așteptăm să vedem ce mâncare ne-a pregătit Eli. Dacă sunt să nu întreb, Lili, unde-i? Nu, e sarmă mea vrut să mă simt. Păi știi cum, când a făcut el tăcelea lui pe acolo, tăt... Gata, hai să mergem. Să vedem ce ne-a pregătit Eli mâncare. Eli nu știe că îl filmăm. Ia uite, deci eu i-am făcut părul astea. Da, chiar Lori mi-a făcut mie părul, exact. Ei, m-am spus lifturi. Sunt două lifturi, încăpem. Lidi, ce faci, dragă? Mergem la Elisoiu. Mergem la Elisoiu, hai să intrăm la lift. Dacă ești acum, încăpem etaje. Nu încăpem toți, dar mai sunt încă un lift lângă mami. Așa nu încăpem. Păi nu încăpem toți, Lidi, chiar nu încăpem toți. Așa că turcăm, eu știu că turcăm. Factoare. Da. Deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Biflaim am fost, noi la Bisemic am fost. Nu te rușina, asta-i fratele nostru super. Fetele? Nu, ce mic, nu ești tot din tine. Nu, 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 vai. Superb. Eli. Da, am venit acum. Este fratele meu superb. O să va toată lumea. Ne rugăm. Tată Ceresc, iată-ne înaintea ta. Venim să-ți mulțumim pentru Domnul Hristos, pentru mântuirea dată în dar. Mulțumim. Cum ai fiți, Lidi? Repetăm? Deci doar ultimele trei versuri se repete de două ori. Asta să sunt cei facem pe voci? La final? Da. Lord, te-ai dus prea sus. O celeste minunată în Betleem
O ce veste, vai ce veste. O ce veste. Dar nu ați sorul de la jocă, nu fonu. Și o ce veste minunată, în Betleem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Mai degeaba că eu nu râdem în spate.